găsit la o nouă ediție a emisiunii Fan Urban. Astăzi vă invit să trecem împreună pragul unor muzee și case memoriale din București. Acele spații care ascund povești și care, prin grija proprietarilor pentru cultură, pentru artă, au rămas generațiilor viitoare. Și ne bucurăm și noi de acestea. Pentru început, vă invit să mergem la Casa Memorială Nicolae Eminovici sau Vila cu Clopoței, așa cum mai este cunoscută, cu atât mai mult cu cât în fiecare lună aici au loc evenimente ce pun în valoare patrimoniul fiecărui spațiu în parte. Construită pe la începutul anilor 1900, la marginea Bucureștiului din acele vremuri, Vila Minovici sau Vila cu Clopoței, cum mai este cunoscută, a fost gândită de la început ca loc de odihnă pentru doctorul Nicolae Minovici, personalitate care a marcat viața socială, dar și culturală, a României acelor vremuri și nu numai. Povestea Vilei Minovici este una fascinantă. La foarte scurt timp după inaugurare și-a schimbat destinația, devenind primul muzeu de artă populară, chiar înaintea Muzeului Țăranului Român. Situată cândva la marginea de București, pe malul Herăstrăului, Vila Minovici era cunoscută și ca Vila cu Clopoței, datorită celor 40 de clopoței de sticlă colorată ce răsunau la fiecare adiere de vânt. Încă de la început a fost gândită de către doctorul Nicolae Minovici ca un loc nu doar de primire a oaspeților veniți în afara țării, ci mai mult de prezentare a specificului românesc, ceea ce a și devenit primul muzeu de artă etnografică românească. De altfel, într-una dintre încăperi, vedem istoria familiei Minovici, dar mai ales obiecte personale ce au aparținut celui ce a creat primul spital cu serviciu permanent de urgență din România și al doilea din Europa. Vila Dr. Nicolae Minovici, sau Vila Neodihnei, așa cum a denumit-o Nicolae Minovici, aduce în fața vizitatorilor o serie de obiecte cu totul speciale. Primele sunt obiectele de artă țărănească, artă tradițională, primele ca număr fiind obiectele de ceramică, urmate apoi de elementele de port popular, scoarțele oltenești și muntenești. În spațiul de la etaj se regăsesc lucrări de artă plastică ce au fost realizate de doctorul Nicolae Minovici din timpul în care a fost student al Școlii de Bele Arte din București, precum și lucrări realizate de prieteni, colegi și cunoscuți ai doctorului. Tot în partea de etaj veți întâlni un spațiu cu totul special, o capelă construită după modelul castelelor feudale, care adăpostește o importantă colecție de icoane realizate la începutul secolului XVIII, precum și obiecte de cult. Cumva retrasă și totuși accesibilă se află capela, loc de refugiu și de reculegere, în care sunt strânse obiecte religioase cu o valoare deosebită, atât simbolică, dar mai ales de patrimoniu. Chiar dacă această casă nu a fost locuită niciodată și scopul ei a fost de a fi muzeu, Nicolae Minovici și-a făcut un dormitor. Dormitorul este conceput și decorat așa cum a fost lăsat de Nicolae Minovici, ca o adevărată galerie de artă în care se regăsesc lucrări de artă plastică, printre care și portretul lui Nicolae Minovici realizat de Costin Petrescu în timpul în care a pictat și fresca Ateneului Român. Una dintre colecțiile impresionante este cea de plastică, picturi realizate de însuși Nicolae Minovici, cât și de prieteni ai acestuia pe care i-a colecționat de-a lungul vieții. Expuse în mare parte la etaj în camera principală, ele decorează spațiul ce se deschide către Camera Miresei, o altă încăpere dedicată artei tradiționale și a zestrei pe care fetele trebuiau să o aibă pentru măritat. Obiectele de ceramică. Mai mult de 50% din colecția de ceramică a muzeului Dr. Nicolae Minovici o însumează obiectele ce au fost realizate la atelierele domeniile coroanei regale.
Interesant din punct de vedere al ceramicii și al numărului obiectelor sunt piesele de ceramică de saschiz realizate în jurul anilor 1789-1811, fiind foarte rare. Una dintre cele mai impresionante colecții este cea de ceramică. Obiecte prețioase, rare, ce stau așezate în sala mesei, de parcă ar aștepta musafirii exact ca în vremea doctorului Minovici. Obiecte decorative sau cele mai multe utilitare constituie una dintre atracțiile muzeului, însă mai mult decât atât, un tezaur ce diferențiază Casa Minovici de alte muzee etnografice din țară. Vizitatorii rămân uimiți pentru că în Bucureștiul secolului 21 este un astfel de spațiu și totodată găsesc aici un spațiu intim, pentru că toate că nu a fost locuit, Nicolae Minovici a construit și a constituit aceste spații astfel încât să fie cât mai aproape de cotidian, de viața fiecăruia dintre noi. Un alt popas pe care îl vom face în minutele următoare este într-un loc de o eleganță aparte, care se pierde oarecum printre clădirile sufocante ale Bucureștiului, însă nu își pierde și valoarea. Pe una dintre străzile Bucureștiului se află un loc ce are o poveste fascinantă și care parcă te cheamă să-i afli povestea. Este Casa Ștorc, un paradis al artelor. Casa Muzeu, ridicată în anul 1911, este o însumare armonioasă de stiluri. Exteriorul este realizat în stil germanic, nordic, în timp ce interiorul îmbină stilul tradițional românesc cu cel occidental și meridional. Casa a fost de la început gândită pentru a fi atât spațiu de locuit cât și atelier, având în prezent ateliere celor doi artiști, cel de pictură al Ceciliei și cel de sculptură al lui Frederic Ștorc. Interiorul te impresionează de când intri în acest spațiu, în care generații întregi de artiști au creat și s-au oferit privitorilor și iubitorilor de artă și a întregii elite bucureștene. Picturi și sculpturi deopotrivă creează imaginea unui altar al artei, ce reflectă pasiunea acestei familii de creatori de frumos, ce și-a făcut simțită prezența continuu timp de un secol. Vorbim de o dinastie de artiști, începând de la Carl Ștorc, care este întemeitorul familiei, venit în România după anul 1848, și continuând cu cei doi fii ai săi, Frederic și Carol, și cu Cecilia și prin copiii acestora. Vorbim de o dinastie care continuă și până în prezent, chiar și moștenitorii acestora sunt tot în domeniul artistic. Au încurajat foarte mult fenomenul artistic din România. Carl Ștorc este chiar întemeitorul școlii de sculptură din România și a deținut și catedra de sculptură la Școala de Bele Arte. La fel și Frederic, iar Cecilia Cuțescu Ștorc a fost prima femeie ce a deținut o catedră de pictură din Europa la Școala de Bele Arte din București. Dincolo de picturile murale ce pot fi văzute pe pereții a două încăperi ale casei, pictura de șevalet tronează în celelalte două încăperi, alături de portretele sculptate ce creează împreună imaginea unei familii în care arta este la ea acasă, în Casa Ștorc. Marea majoritate a vizitatorilor rămân profund impresionați. Casa este spectaculoasă prin pictura murală din interior. Și oarecum sunt șocați puțin că în Bucureștiul nostru plin, prins de tehnologie și de viteză, putem să descoperim un mic colțișor de rai prin toate aceste capodopere pe care le putem descoperi în casă. Dar cred că principalul aspect este pictura murală, care este realizată de Cecilia Ștorc. Departe de centrul Bucureștiului, în zona Unirii, pe străzile cu aerul epocii interbelice, se află o altă casă care însă nu își devolează de la prima vedere destinația. O casă care însă adăpostește cel mai recent spațiu cultural intrat în patrimoniul Muzeului Municipiului București. Această casă cumva este un omagiu adus culturii românești.
Casa locuită cândva de familia Macovei, Ligia și Pompiliu Macovei, a devenit în urmă cu doar câțiva ani muzeu și ne oferă o imagine sugestivă a unui stil de viață și a unor preocupări ale celor doi oameni de cultură. Ghidul care ne poartă prin povestea casei, dar și prin viața celor doi proprietari ai locuinței, este Elena Olariu, director adjunct al Muzeului Municipiului București și autor al albumului Ligia Macovei, pe care ne oferă cunoașterii prin însemnări, lucrări de artă semnate de aceasta, dar și fotografii inedite. Este o personalitate cunoscută și ne face plăcere și am început cu ea pentru că este și un omagiu astfel adus donatorilor, dar și celor care au locuit atât de mult în această casă, au iubit-o și acum ne-au redat-o pentru a o cunoaște și a o iubi și noi la rândul nostru. Casa memorială Ligia și Pompiliu Macovei este, înainte de toate, o incursiune într-o altă perioadă de timp și într-un stil de viață dedicat culturii, în care lucrările de artă înnobilează spațiul alături de alte obiecte decorative ce reconstituie atmosfera de secol 20, în care au trăit aceste personalități ale culturii românești. Aici se află o foarte interesantă colecție de artă, adunată de cei doi proprietari ai casei. Ea a fost o pictoriță foarte interesantă, dar și graficiană. A fost una dintre cele mai talentate ilustratoare de carte din România. A ilustrat volumele lui Mihai Eminescu, a lui Tudor Arghezi, mari poeți, să spunem chiar naționali ai noștri. Foarte talentat și ea a reușit într-o linie magică, să spunem aproape, să creeze și să potențeze aceste cărți de poezie. Nu este ușor să ilustrezi poezie, este poate meșteșugul artistic cel mai complicat. Lucrări de pictură și de grafică ce împodobesc pereții acestei case sunt în mare parte realizate de Ligia Macovei și completează colecția ce adună și alte nume sonore ale artei românești și care reflectă gustul rafinat al plasticienei, ce și-a pus o amprentă vizibilă în grafică. Bine delimitat și definit este biroul sau biblioteca, ce reflectă stilul și preocupările celor doi locatari, fiecare în domeniul său de activitate, însă uniți de destin și de cultură. El a fost un arhitect celebru, a studiat cu Horia Creangă, care se știe este părintele arhitecturii moderniste din România, un mare nume. A studiat cu el, a continuat și după terminarea studiilor să predea la Institutul de Arhitectură, deci a fost profesor. A adunat o colecție impresionantă de cărți de specialitate, care ulterior le-a donat chiar facultății Institutului de Arhitectură. Mai mult decât atât, la un moment dat a îmbrățișat cariera diplomatică. Atât Ligia Macovei cât și Pompiliu Macovei sunt formați în școala interbelică. Deci ei dețin acea cultură extraordinară, au fost perfect ancorați în ceea ce a însemnat cultura interbelică. A venit regimul comunist, el știa foarte multe limbi străine, era un om fin, rafinat, educat foarte bine și așa a putut intra în diplomație. O lecție de cultură și de istorie în egală măsură ne este oferită de vizita în acest spațiu elegant, în care fiecare încăpere și fiecare obiect în parte vorbesc despre niște valori neperisabile în timp, despre un stil de viață din care arta nu putea lipsi, fiind nu doar o preocupare ocazională, ci o identitate în sine a celor doi, care acum, prin acest muzeu, ni se dezvăluie de cum îi trecem pragul. Casa aceasta mi se pare că este o insulă, este un refugiu, sau cel puțin a fost pentru ei în perioada comunistă, când valorile culturii românești au fost răsturnate, într-un fel. Ei au păstrat dragostea pentru artă. Mie îmi place foarte mult să vin în această casă pentru că ea este o dovadă a faptului că dragostea pentru cultură, dragostea pentru frumos supraviețuiește în orice regim.
dacă într-adevăr te naști pentru așa ceva, găsești o cale de a ajunge acolo unde îți dorești. Ajungeți și dumneavoastră aici la Muzeul Ligia și Pompiliu Macovei să descoperiți mai mult decât un muzeu, pentru că aici este încapsulat un crâmpei din viața culturală românească. Ne vom opri în continuare și la Muzeul Teodor Aman, prima casă atelier a unui pictor din România. Cu atât mai mult cu cât în momentul în care am filmat, se afla pe simeze o colecție de acuarele, poate un eveniment unic în viața unui iubitor de artă. Așadar, vă invităm în minutele următoare să vedeți aceste capodopere semnate de Teodor Aman. Muzeul Teodor Aman este una dintre cele mai frumoase reședințe particulare din București, construită în anul 1868 după proiectul proprietarului. Un motiv aparte să veniți în acest univers al lui Aman îl constituie și faptul că, încă de la intrare, vă întâmpină însuși anfitrionul. Bună să vă fie inima iubitoare! Mare bucurie îmi face să vă primesc în acest altar un geam artelor frumoase. Muzeul Teodor Aman a fost deschis în anul 1908 și este unul dintre cele mai vechi muzee memoriale din România. El păstrează atmosfera vieții private din perioada Belle Époque, alături de cea mai mare parte a lucrărilor pictorului Teodor Aman. De la planurile casei și decorația exterioară, realizată în colaborare cu sculptorul Carl Storck, la decorația interioară, pictură murală, vitralii, decorația pictată pe tâmplărie, stucatura tavanelor, lambriurile atelierului și mobilierul casei, toate sunt reflectarea viziunii lui Teodor Aman. Opera lui Aman este o operă cu secrete, o operă în care ceea ce se vede poate fi satisfăcător, dar devine interesantă când mergi dincolo de ceea ce se vede la prima vedere, să spunem. Deci dincolo de imagine unde stă conceptul și stă povestea. Tot ce face Aman are concept și asta se vede din însăși casa lui Aman. De fapt, asta frapează. Oamenii vin aici să vadă pictura lui Aman și realizează că însăși casa este o operă de artă. Cuprinde o colecție memorială de pictură, grafică și sculptură, precum și ustensile de lucru și alte obiecte aparținând pictorului și graficianului Teodor Aman. La 16 iunie 1908 se deschidea oficial Muzeul Teodor Aman, clădirea muzeului fiind clasată ca monument istoric. Un alt motiv de a trece pragul muzeului mai presus de toate îl constituie un eveniment unic în viața unei generații. Un eveniment inedit. Este o expoziție care aduce în fața publicului opera inaccesibilă. Este un fond al nostru care în mod normal stă în depozit. De aici și ideea de inaccesibilitate. Este colecția de acuarelă a muzeului. Sunt 33 de lucrări. Multe dintre ele nu au fost niciodată expuse din 1908, de când este deschis muzeul. Din acest motiv, chiar este un eveniment extraordinar, despre care chiar l-am prezentat ca fiind o întâlnire unică în viața unei generații, pentru că sunt oameni care poate, dacă îl prind odată, acest eveniment, nu îl vor mai prinde altă dată. Colecția muzeului este extrem de variată și deosebit de valoroasă, întrucât constă în lucrări semnate de Aman în aproape toate genurile și tehnicile arte de șevalet, gravură, artă decorativă și diverse obiecte ce i-au aparținut. Expuse în casa artistului, alcătuiesc un tot unitar. Foarte puțină lume știe că el a fost primul nostru pictor modern, primul pictor care face studii serioase la Paris, primul care aduce pictura de șevalet în fața publicului. Așa aduce foarte multe idei inovatoare de la Paris, inclusiv ideea de galerie. Dacă
nu știați, tot Teodor Aman a fost cel care a realizat conceptul pentru coroana de oțel a regelui Carol al II-lea. Puțin sunt cei ce știu acest detaliu, ce îi conferă, odată în plus, un statut aparte marelui artist român. Despre Aman s-a scris foarte puțin. Tot secolul 20 s-a vorbit puțin despre Aman, nemeritat de puțin. În momentul în care am descoperit cât este de profund și de complex, mi s-a părut că avem măcar acum o datorie să-l aducem, poate nu chiar pe treapta pe care o merită, dar puțin să-l ridicăm și să-l aducem în fața publicului. Pentru asta trebuie să apelăm la orice mijloace, să-l recuperăm și să-i dăm locul pe care îl merită. Aici, în muzeul care îi poartă numele, îl puteți cunoaște pe artistul care și-a legat numele de începuturile artei moderne românești. Întotdeauna e vorba de uluire. Toată lumea recunoaște că nu a auzit, că nu a știut că avem de-a face cu un artist atât de complex, ceea ce este o raritate, nu doar în peisajul autohton, ci în peisajul european. Să imortalizăm clipa într-o fotografie. Sunteți pregătiți? Vă foarte mulțumesc! Acestea au fost recomandările pentru ediția de astăzi. Sperăm că v-am făcut curioși și veți merge dumneavoastră din proprie inițiativă să vă bucurați de aceste bijuterii ale artei românești. Pe data viitoare, vineri, aici pe TVR1, să fim împreună fani fan urban.